Ești din comuna Mircești? Hai să te arăt ce am făcut în acești 4 ani la Consiliul Județean Iași pentru comunitatea în care și tu trăiești. Printr-un parteneriat cu Guvernarea Liberală, am obținut 10 milioane de lei pentru extinderea rețelei de canalizare prin Programul Național de Investiții Angel Salini, program susținut 100% de Partidul Național Liberal. La Mircești s-a început construcția primei autostrăzi din Moldova. În județul nostru, autostrada A7 va trece și prin Mircești, iar investiția de 1,8 miliarde de lei va fi pentru construirea primilor 30 de kilometri de autostradă din județul nostru. Acest proiect va însemna o șansă enormă la dezvoltare pentru comunitatea ta și pentru care noi, cei din administrația liberală, am depus toate eforturile. De asemenea, la Mircești vom reabilita și restaura Casa Memorială a lui Vasile Alexandrii, un reper cultural foarte important al Iașului și al României. Știți ce lipsește comunei Mircești? Un primar harnic și gospodar împreună cu care să dezvoltăm această frumoasă comunitate. Pe 9 iunie, votați Petre Antăluț primar și echipa Partidului Național Liberal.